Hei, salutare, ce mai faceți, cum mai sunteți? Știu că n-am mai putut de foarte mult timp, dar nu despre asta e tate. Eu te fac un story time, tot te vă spun bine, te fac un clip separat despre asta, pentru că nu vreau să vorbesc toate despre asta. După cum ați văzut în ciclu, astăzi o să vă arăt, dacă tot am revenit după atâta timp, o să vă arăt ce se află în janta mea. Să nu-mi scrieți în comentarii că mă laud, că nu mă laud cu nimic. Nu vreau doar să vă arăt ce află în janta mea. Și, na, de ce nu? Adică să fie totul ca la carte. Bine, ca la carte e puțin pus. Dacă tot am revenit, să vă arăt ce se află în janta mea. Că v-am promis, cred că în ultimul clip, dacă nu mă încerc, v-am promis că să vă arăt ce se află în janta mea. Asta că astăzi am găsit o cale perfectă, te va arăta ta prezentă mea. Nu vreau să zic că e grea. Se vede că e grea și plină. Așa că sunteți pregătiți să vedeți ta prezentă mea. Puteți să-mi scrieți în comentarii ce vreți voi. Asta se deschide janta. Și o să pun janta pe jos ca să le iau așa ușor. Să încep cu asta. Am aici trebuie să le de la mic. De ce nu? Opa! Am un dau căzut. Am un capac de la mic, da. Știu că te mă întrebați la ce folosesc capac, pe folosesc la paharul ăla mic. Știi când te duci iei cafea de la aparat și nu ai capac, te am un capac acolo de rezervă. Deci în cățile. Te poate să te mut la eu totul pe jos. Am bătit danta pe jos, nu vrei să știți. Stați să văd dacă toți au crezut, pe că nu s-au rupt, pe că totul e regulă. Stați 2 minute. Da. Totul e regulă, nu a petit nimic. Asta, continuăm. Am o prietă cu internă, de ce nu? Asta mi-a rândit cu internă. Apoi, telefonul. A dorbit ei. Opa. Dacă a făcut ta camera, fi bine. Te va arăta cu ta dacă tot. Da, telefonul. Îl las aici din pat. Apoi am o notă. O postetă mică să vedem ce te-a plină. Aha, cred că tu pentru ce un desfăcător pentru cred că e desfăcător, se vadă de nu. Nu vreau să desfacă, dar mai l-am pus. Apoi am desfăcător pentru sticlă de la IKEA. Ca să desfac sticlă la alea de sticlă. Ce mai am paritat? O monedă de 10 bani. Le pun la loc. Apoi, nu tot am aici în asta. Dar că nu pot să desfac. Ah.
Altul tam. Doile. Nu știu de unde am eu doile de mine. Dar asta... Mă rog. Să avem pitele bun la loc. Și apoi să continuăm. Asta. Asta e, mi te aduc super mult de la ăsta. Dacă... Dar eu pot să te mică unde am toate alea de... De făcut ciclă și... Da, mi te aduc. Super mult, asta e, până aici. Apoi... Am portofel. Eu cuită... Nu e cuită, nu? Să vă arăt că apără în portofelul meu, dar nu cred că am mare lucru. În portofel de cât e o podă. Da. O podă și... Cam atât, n-am mare lucru. În portofel e greu pentru calitate. Unde vedeți voi pe mauri, am bani la rotund. Până acolo tot, până nu trici altceva. Apoi. Nu vreți să știți ce e aici pe tot. La cât am desfăcut. Apoi am încă una drăguță, nu? Da. Unde am... Dacă vreți să știți de unde am... Știu că e de la Kinder, dacă nu mai știu, sau de la Mirca, nu mai știu de unde. Dar am primit o cadou de la cea mai bună prietenă, așa că dacă vreți acest clip, te pup. Și... Îmi doresc să ai succes și să fii fericită. Asta, să continuăm. O să vă arăt ce mai este, dar trebuie să stau să văd ce te arăt, că mai întâi trebuie să vă arăt ceva care să nu curgă pe aici, că altfel e de jale. Asta. Am un deodorant de sub braț. Nu m-a întrebat să fac deodorant. Asta ce vă arăt și vă explic după. Deodorant de sub braț, pentru că în caz că se întâmplă ceva să fie acolo în caz de urgență. Apoi am o cremă de mâini cu grăbemele și aloe vera. Tot pentru cazul de urgență să fie acolo. Nici nu vreau să pun mâna pe asta. Că dacă m-am spălat pe mine, asta e. Mă spăl din nou. Apoi, mai am... un spray de suntac. Pentru vară, logic, ca să... Să mă mănâncă suntac, așa că... Să fie acolo, să văd dacă mai am ceva. Și vă mai arăt o dată. Drăguță, nu? Acum să le pun la locul. Deci eu v-am zis că trebuie să scot ceva care să nu curgă pe aici. Să am grijă să le pun la loc, așa că o să vă explic după ce le pun la loc. Dar vă explic în timp ce le pun la loc mai bine, nu? Apoi, ultimul lucru care îl aveam în aia e un pac de la Lidl. Nu știu să vedeți pac-pacul, că... Opa, pac să vedeți pac-pacul de la Lidl, că de ce nu?
Dacă pot acolo aici, mare minune. Cam asta arată parfumul. Cum te simte, vedeți mai bine. Vedeți acum. Dar e un parfum de la Lidl. După cum v-am zis cu aia de tântar. Mă mănâncă tântar e vara asta că să fie acolo în caz de urgență. Parfum tot pentru desenul. Deodorant de sub braț să fie acolo. Tot pentru cazul de urgență, apoi umbrela, care și mă întrebă mama, unde e umbrela, că plouă afară, e uitat tot. În dansă de aproape 2 ani. Să pun aici, apoi ce mai am în buzunarul ăsta mare, hai de capul meu să nu vrei să știți. Apoi, o mască. Personalizată, că de tenul de virus, mască, de pandemie, am zis de 2 ani de zile, cred că de prin 2020 n-am mai umblat în data asta. Apoi, nu mă întrebați că e asta, e o linguriță. Că dacă vedeți coada de la linguriță, linguriță, nu mai desfac, că abia am putut. Iar linguriță, să fie acolo. În caz că nu ai betitoare sau dalea sa mente, așa să ai lingurita să fie de bine. Apoi, ce mai am pe aici? Mai am încă unul de ăsta, dar cred că va are după să termin cu lucrurile ușoare, dacă pot să spun asta, ca să nu mai... Apoi, am o carte. Așa am ceva prin casa asta, dar nu, stați un pic, să le codei. M-am zis că dacă m-am părat pe mine, am putut mena pe ăla de tântai și acum e lipicat. Mă rog. Apoi, în casa asta mai am un caiet. Nu am pus caiet, nu. Mai am un caiet ca să trâng pe el în caz. Noutăți alea să fie acolo. Dacă mă întrebați de unde am luat casa, am luat-o de la Cărturet din centrul vechi. Spatele meu. Apoi. Am. Cărțile. Încă pe aici de cărți. Cu bluzut, ca și celelalte tot cu bluzut. Bine că uitam peste tot, ia uite, sunt aici în Danta. Apoi, am bateria externă. S-am personalizat, vă place. Bateria externă, că mi se descarcă bateria de atât în cap. Să fie acolo cum se descarcă telefonul. Hai de capul meu, să mă mai din buzunarul ăsta mare și apoi trebuie să-mi am ceva o vândută de la cărțile alea astăzi am ceva, toate cărțile jet, toate se strică, nu știu apoi un... o cărțile aaa, pe cărțile am ăsta de la Chiva, dacă nu mă întâl, cafe. Cred că de la Chiva sau Chivo, cred că de prin Piața Romană. Deci Chiva, o să vă las pe aici o poză, dar cred că ați auzit de ea.
meu, de când am mai fost, nu mai știu ce mai am bani. Apoi. O să vă arăt ce te află la ta. Nu vreau tot ce ți-ai băgat. Nu. Mai de capul meu. Abia l-am pus. Vai. Pe asta nu rup ceva de pe aici. Că v-am zis, abia l-am pus. Am o pălie. O pălie să mă piept încă de ce nu. O pălie. Știu că e rost, dar nu-mi place rost. Apoi, vestitor de rost, nu pentru că cunoaște rost, ci pentru a curăța cărțile. Dacă e nevoie, dar probabil că pentru asta. Că da, la început. Apoi, încă o cărțile. Ce e asta? Băi, astea sunt alea de la vaccin. Asta e rotundă, după cum vedeți, prima doză, asta a doua. Prima aia, mai treia doză, pe undeva pe acolo. Pe birou, dar... Că le-am ca amintire când am făcut vaccinul. Apoi... Avele, m-am dus. Și apoi... Mai am un lit macă de cu Coca-Cola. Mai de capul meu acum trebuie să le pun la loc. Mai bine le pun la loc acum, până când nu îmi plăhită toată casa. Că după aia mi-e greu să le pun la loc. Știu că mai bine puteam să vă arăt, puteam să le pun la loc, dar mai bine le pun aici, în asta, că le pun eu la loc în doamnă, dar le pun în asta până când nu distrug ceva pe aici. Asta, stați un pic. Am terminat cu... De ce nu intră? Aici e problema. Să nu intră, să nu intră, trebuie să stați să apăt. Să nu rup asta, să nu o rup, dacă o rup e război. Ah, bine că am rupt cât de cât. Nu s-a rup, gata, le-am pus la loc. Acum, o să vă arăt ce se află în ăsta micul. Și apropo, am ăla de la Kaufland, dacă vedeți. Cred că-l vedeți acolo. Trebuie să vă arăt ce am aici. O ambalajă. O vată. Nu știu de ce mi-am la vată. Încă o vată. Nu mai știu pentru ce am pus-o. Știu că am pus-o pentru ceva, dar nu mai știu pentru ce. Apoi. Un pic roșu. Și ce mai am aici. Cervețele umede. Încă una. Digital. Apoi certificatul COVID. Certificatul COVID, certificatul de la vaccin. Nu mai stau să desfac, că doar am pus. Nu mai am bani. Încă unul, dar e verde, un pic verde, apoi un pic normal,
fost cel mai mare guma de mătăcat, dar n-am mai mâncat guma de foarte mult timp pentru că am aparat dentar. Am uitat cât de drăguță e. Vedeți? Ce știu pe ea? A fost. Am terminat cu... Acum am ceva. La bilare, acum am terminat cu buzunarul, cam atât. E gol. Mai am ceva, mai am... Poate pun jandar acolo ca să fie să nu mă încurc. Stați un pic mai... Asta că mai am ceva. M-am adus aminte că mai am ceva aici. Mai am aici un buzunar de la mic. Am uitat de locul ăla. Vai, cum le pot. Am spirit de dezinfectan. Am dezinfectan cu pompiță. Și mai am ceva care nu pătesc cu de aici. Am reușit. Mai am ceva? Aici mai am două dastea de zahăr. Să te pun la loc că să nu te spargă, să îmbrăci toate camerele de zahăr, că e culme. Încă una de fregători de zahăr. Să pun aici. Mai am ceva care le-am pus aici în pas ca să-mi fie ușor. Servetele normale. Nu vreau să te pe jos. Și n-astea de la Starbucks pentru cafele. Pentru că eu dau cafelele pe jos. Asta că l-am luat pe astea, asta acoperi găurile. Găurile alea. Asta pentru paharurile alea mari și asta pentru alea mici. Și cam asta e, stați un pic, le pun aici. Să nu le împrăci peste tot. Și mai am... ăsta. Pentru buletinele de smarțe, toate cele. Să te vă arăt că am găsit cele de smarțe de la Intel. Iar ce poze care v-am arătat-o și în portofel. Da. Legitimația de la liceu de acum trie clasa 11 pe ea, dacă nu mă înțeleg. Și de fapt am terminat liceul anul trecut în 2021. Asta că am păstrat-o. Dantă. Ca amintire. Poate că a trebuit o cot că nu mai folosesc. Am zis. N-am mai umblat în doamnă că din prin clasa 12 sau clasa 11 de când a început pandemia. Le aveam pe toate pe acolo. N-am mai umblat, le-am mesat acolo și uitați, legitimația. V-am zis, am terminat și ziceu. Și cam asta a fost tot. Și te află în doamnă mea. Că asta mai era ceva, mai erau cheile de la casă care nu le găsesc. Nu știu pe unde naiba le-am pus. Sau pe unde naiba au dispărut că nu le găsesc. Și cam asta se află în zonda mea. Cam asta. E tot. Ăla și de cheile de la casă care nu le găsesc. Ăla mai era un singur lucru care am avut în Vilaret, care stau bine cheile. Dacă nu o să le găsesc, o să Vilaret. Dacă nu, stați un pic să mă gândesc dacă mai am de bază bare, dacă... Da, nu mai am nimic. Să vă arăt așa că... Asta a fost tot. Dacă v-a plăcut, nu uitați, dați un like, un share, un subscribe. Nu uitați să mă urmăriți pe toate rețelele mele de socializare, avem link-ul în descriere cu toate rețelele. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, acolo unde postez în fiecare zi, unde sunt activ în fiecare zi. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook. Aveți totul în descriere, după cum v-am zis.
N-ai o rotă bătând 100 de ori numele pentru că le aveți în descriere. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Facebook, unde sunt activ în fiecare zi. Și unde vă răspund la mesaje, unde spun tot ce fac și cum mă simt toate cele în caz că nu apare aici, am găsit pe Instagram, pe Facebook, o să vă fac un clip separat după ce scap pe toată nebuna la asta despre cum de pot să-i fac. Foarte, nu neapărat foarte, deci foarte îndepărtat, dacă pot să spun așa. Adică pătez un clip. Acum ar trebui peste, nu știu, timp, nu-mi pătez, dar trec într-o perioadă destul de ciudată. Bine, ciudată. Am cercările mele ca o să... Dacă COVID nu am, dacă asta vă întrebați, dacă am COVID, nu am. Și cam asta e, o să fac story time despre toată perioada asta de pandemie, dacă pot să spun așa, după ce te mai eliberează un pic situațiile din viața mea și să fiu eu mai bine. Că... Adică am și cursuri, am multe pe cap și zic că vreau să pot să lucrez și după aia e ca o la mutat. După ce te mai eliberează, cred că o să revin în foto. Dar, da. După cum v-am zis, m-am găsit pe Instagram, m-am găsit pe Facebook, m-am găsit pe toate rețelele. Asta, apropo, că am uitat să vă întreb pe TikTok. Ce zic? Ce ziceți? Aveți contul meu de TikTok în descriere, în link-ul din descriere. O să vă las pe aici o postă, dar aveți același nume ca la Instagram. Ce ziceți? Pe TikTok-ul ăla să vă arăt minutele mele, gen, cum mă îmbrac, mă rog și mă rog. Înțelegeți, dacă vreți să vedeți mai multe sau dacă vreți să asta fac TikTok normal, poate ați văzut că mai am un TikTok în care primez anumite lucruri, adică primez și doar le pun pe sunete. E, dacă vreți să fac TikTok normal, înțelegeți voi, puteți să-mi dați follow cum la veți unde și stați un pic să mă uit pe telefon să văd. Hopa! Păi nu te deschide telefonul de unde? Avem notificări, nu? Cum ar trebui să stați un pic? Cum se numea? Încă... Oricum, aveți contul meu de TikTok pe aici, pe undeva, dar da, o să vedeți că am titlul ăla de întrebări, cum e la orice profil. Puteți să-mi lăsați întrebări acolo, stați că vă arăt acum contul, dacă tot am telefon aici, de ce nu? Că dacă tot, nu știu să vă arăt contul. Ce-l unde am... v-am arătat contul. Asta e. Puteți să-mi bat acolo follow. Am citit una de întrebări și răspundul. Vastă cu întrebările. Mic la fere 2000 pe Instagram. Și hai să vă explic o chestie ca să nu mă întrebați de unde vine Cârâ sau de asta. Aveți același nume pe TikTok și pe Instagram. Bine, același nume pe TikTok și pe Instagram. Mă găsiți la fel cu același nume. Mic la fere 2000. Ta ta ta. Se va arăta Insta. Am zis pe Instagram, am același nume. Am Instagram-ul aici. Și pe TikTok. Dar să vă explic că Mihla Cârâ 2000 vine de la Mihla Cristian Radu, că da, Mihla e numele meu.
Cristian Radu, asta înseamnă că renunța mea cere sau cuvinte la care vă gândiți voi că nu vreau să le spun. Și da, înseamnă Mihnea Cristian Radu. Aveți și 2000 este anul în care m-am născut, simplu. Deci, cam asta a fost tot. Eu mă duc să pun toate astea în dansă și să văd ce mai e. Și revin data viitoare, stați un pic. Și revin când revine. Nu uitați să activați clopoțelul, să dați subscribe, ne vedem pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, pe toate rețelele mele de socializare. Acolo sunt cel mai activ și pe TikTok. O să revin în forță pe TikTok. Bine, revin. O să încerc să fiu cât de cât mai activ și pe TikTok. Și ne vedem. Aici pe YouTube m-am zis. Când o să fiu ok, să fie totul de cel, o să încerc să postez, dar nu mai las. Nu uitați să activați clopoțelul, să dați subscribe și ca să... fie ușor. Ca să știți când postez un clip. Până atunci, ne auzim pe Instagram, pe Facebook și pe toate rețelele mele unde sunt activ. Puteți să-mi lăsați comentarii, puteți și pe TikTok, puteți să-mi lăsați acolo în secțiunea de întrebări în profil. Puteți să-mi lăsați întrebări, răspunsuri și eu vă răspund. Cam asta a fost tot și eu vă las. Aveți grijă de voi, ne auzim data viitoare. Ah, apropo, înainte de închid, să te vă arăt. Vergogna. Cam asta a fost tot. Ne vedem data viitoare.